Magia Crăciunului și apropierea sărbătorilor de iarnă s-au făcut simțite ieri după amiază și la sediul PMP Mehedinți, unde conducerea județeană, membrii de partid și aleșii locali s-au întâlnit ca într-o familie unită. Întâlnirea de final de an a popularilor mehedințeni a beneficiat de toate ingredientele apropierii marii sărbători creștine a Crăciunului. Nu au lipsit nici cadourile de sub bradul împodobit și nici atmosfera de sărbătoare. PMP Mehedinți a făcut de altfel o tradiție din a se reuni festiv la finele fiecărui an, când fac și bilanțul activității politice și administrative. Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de mine în toată această perioadă și vă urez sărbători fericite și un an nou, plin de realizări profesionale și personale. Vă mulțumesc mult de tot! Sărbători fericite! Alături, în sistem de videoconferință, au intrat secretarul general al PMP, Ionut Simionca, și președintele partidului, Eugen Tomac, care au transmis urările lor de sfârșit de an. PMP a traversat un an greu pentru partid, dar au dovedit mereu că sunt uniți și că pot rămâne o organizație puternică.